Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod cu 5M, sunt de pe serverul OneTap România Roleplay. Acum ne simțim rău, băieții, și încercăm să mergem la medic. Avem niște stări un pic cam ciudate și sper să nu fie vorba despre ceea ce cred eu că e. Bine că nu merg pe contrasens. Hai să vedem dacă medicii sunt acolo, normal ar trebui să fie. Vreau să mi se facă niște teste, am să cer și chestia asta și pe planul următor o să fiți alături de mine. Bine, băieți, haideți că a venit și medicul. Mergem să vedem ce ne poate face. Bună ziua, domnul medic. Bună ziua, bună ziua. Uitați, domnul medic, am sunat în legătură cu o problemă. Ce aveți? Ce s-a întâmplat? Domnul Pambea de-a venit din Germania. Și mă cam doare capul, nu știu ce mi se întâmplă, cam amețit. Am diaree, să spun așa, burta mă doare, ce se poate face? Alte simptome nu aveți? Poftim? Alte simptome nu aveți? Nu, doar asta. Și febră. Am sub 40, nu-mi scade. De tușit, nu tușiți? Ba da, dar câteodată așa deja e doar la început, știi? Deficiențe respiratorii nu aveți? Ba da, că am respir foarte greu când noapte când mă culc. Sau când dorm. Așteptați o clipă aici, revin. Bine, domnul. Băi, hai să vedem ce ne poate face medicul. Că, na. Băi, cred că am un virus cam ciudat, să zic așa. Bine, deci m-ați putea urma în cabinet? Da, desigur. Deci nu știu, simptomele astea sunt de două zile, cam de atunci am venit din Germania. Ok. O secundă. Ok, hai să vedem ce aveți atunci. Presupun că va trebui să dați o analiză de sânge, din păcate. Bine. Dar asta nu va fi nimic rău, adică da, vom verifica dacă nu suferiți de acest virus nou, pe cum știți, coronavirus. Aoleu. COVID-19, da. Da, am auzit de el. La noi în Germania e un pic am o problemă cu chestia asta și... Na, sper că nu am făcut contact. Deși am făcut contact înainte cu un chinez, înainte să vin. Nu ați văzut acest cod pe undeva, dacă tot ați făcut contact chinez? Ba da, la știri. Deci doar la știri am auzit de chestia asta, dar așa, pe stradă sau ăsta, n-am văzut oameni bolnavi. Deci este o posibilitate, din păcate, să fi contractat acest virus. Ați făcut contact prin aer, cumva, nu știu, ați vorbit cu domnii chinezi? Da, păi mi-e șef acolo, în Germania, eu lucrez la un chinez și el abia de-a venit din China, din câte am înțeles eu, înainte să vină în România. Și după aia am venit, am zis că, bă, poate să fie o simplă răceală, dar nu știu, e scaunul un pic cam ciudat. Iar temperatura asta la corp nu mi se pare chiar ok. Ce temperatură ați avut ultima dată când ați verificat? Cam 41,3. E cam mare. Asta este foarte mare. A pus nevasta o compresă pe cap, o compresă rece. Și nu n-a vrut să scadă. Deci am zis că stau atunci, am dormit acasă. Dar acum deja am venit. Asta s-a întâmplat ieri. Aha.
Deci, uitați-vă cum o să procedăm. Deci, în Vă primul reamintesc? rând, va trebui să fiți internat acasă, pentru că în spital avem foarte mulți pacienți ce suferă de multe malatii și chiar Da, boli, da, da. virus și chestii de genul. Și va trebui să stați acasă aproximativ până vă însănătoșiți. Asta este primul. Ok, deci hai să vă notez și niște pastile pentru această răceală, pentru că noi cunoaștem că coronavirus practic e o răceală. Da. Da, Păi bine, practic și e nu trece cu mult. rachiu, cu ceva, bacol, adică... Nu e o simplă răceală, asta este și ideea. Da, Aha. alcoolul distruge virusul acesta, adică este... Atent, atent, atent. Bravo. Da, mă scuzat, domnul medic. Aoleu, care a tușit așa, mă, Aoleu. că s-a auzit până acolo. Domnul medic, mă Pacientul scuzați. suferă de coronavirus, din păcate. A, nu, O nu, să-l nu, internăm. nu, O să... Stați, nu, nu, stați, nu, vă nu, 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 nu,
Da, uitați-vă, va trebui să vă Domnul mediu, mai bine escortez. nu va sta în fața mea dacă suferi de așa ceva, adică... O secundă, va trebui să contactez poliția pentru a avea o escortă până la dumneavoastră acasă și eu vă voi conduce cu ambulanța până la dumneavoastră acasă și deja la dumneavoastră acasă vom vorbi detaliat despre ce va trebui să luați. Eu până când o să iau în contact cu poliția și deodată niște pastile, pastile de care aveți nevoie și deja o să vă dau. Păi bine, și trece asta medicamentos sau chiar... Medicamentos cu antibiotice și chiar uneori injecție, adică va trebui injecție pentru ca să nu se agraveze și să nu fie în caz de cel deci mai rău caz. Băutură. Se poate băutură, dar adică înainte ca să primiți antibioticul, adică înainte să începeți tratamentul cu antibioticul, va păi mai bine, permite. Cam cât durează antibioticul acesta? Cam cât ține antibioticul va dura aproximativ 2 săptămâni, de 2 ori pe zi, va fi administrat, asoția poate pune injecția, așa-i? Da, sau... desigur. Deci va fi administrat antibioticul în seringe, adică în injecții și veți sta la pat practic toată ziua, deci aproximativ o lună. Deja când vă veți însănătoși, veți veni la mine sau mă veți suna, mă veți contacta în orice caz și voi veni eu la dumneavoastră. Bine, deci, da, vă rog să așteptați acolo pe scaun și eu o să contactez poliția pentru escortă. Dacă vom avea noroc să fiți escortat, păi atunci va fi bine. Dacă nu, oricum vă duc eu cu ambulanță. Băi, cred că am virusul. Deci, cred că am virusul. Aoleu, băieții, nu știu ce trebuie să fac acum, ce corună trebuie să stau în casă. Nu știu ce va fi. Băi, stai să... Trebuie să-mi sun soția, știi? Alo, soție? Stai că le scriu și un mesaj, știi? Mai bine scriu un mesaj pe WhatsApp. Să știe că... Nu... Să nu mă aștept acasă mai bine. Băi, eu am tușit pe medicul ăla, adică, na. Sper să nu fie vreo problemă, adică... Bă, bună ziua, domnul medic. Da, da, o secundă, încerc să contactez poliția pentru o escortă. Pentru a fi mai sigur. Păi și ce a zis, a venit sau... Încă nu am primit un răspuns. Vă duc câteva clipe, dacă nu-mi răspunde în scurt timp, atunci va trebui să da, eu vă duc singur. Da, eu am pănuța soția și pe WhatsApp i-am scris un mesaj și am zis ca să nu mă aștept de acasă.
Dacă în caz de chestia asta, nasa nu se potrivească copiii, nevasta. Oricum, o să dezinfectăm casa și totul va fi bine, nu vă faceți griji. Bine, bine. Dezinfectai și spitalul. O să dezinfectăm. O să te ocup, Mulțumesc. cred că tu. Da, bine. Atunci pot să mă duc acolo înapoi sau? O să vă escortez eu până acasă. Vă rog să mă urmați. Vă rog să așteptați aici. Păi domnul, eu am mașina aici, adică sau. Mașina o lăsați aici pentru că va fi luată de impound de către poliție, va fi dezinfectată și va fi adusă acasă. Nu vă Ah, faceți ok. griji. Bine, O bine. să vă escortez. Așteptați aici. O să iau Bine, ambulanța și o să vă bine. escortez până acasă. Bă, trebuie să mergem până acasă, adică. Mamă, ce. Ce treabă, băi, băieții mei, mă. Băi, băieți. Alba. Aoleu, ce repede ați venit. Hai, vă rog Trebuie să să... mă pun în față, acolo, lângă dumneavoastră sau în spate? Vă rog să urcați în spate și să-mi indicați coordonatele casei dumneavoastră. Domnul. E ok, e ok, nu faceți griji. Puneți-vă centura de siguranță și vreau să vă rog să-mi indicați unde este casa dumneavoastră. Poți să mergi cu donare, domnul medic. Deci asta ar însemna să stau o lună în casă, nu? Corect, eu am luat injecțiile de care aveți nevoie pentru o săptămână, de 2 ori pe zi injecții și paracetamol pentru durerile de cap, dacă veți avea Da. nevoie. Sper să treacă medicamentos, dacă nu, n-am chef să mor așa tânăr, adică. Cred că trebuie să fac testamentul. Am presimțit Nu la vă chestia faceți asta. griji, totul va fi bine, totul va fi bine. Mă, băieți. Nu știu ce zic. Deci nu știu ce zic. Mă, ce repede conduceți, domnule. După cum am zis, soția nu e acasă, deci dacă ați avea ceva vaccin sau nu știu. O să mă ocup eu dumneavoastră acum. Sper că aveți și mască sau ceva, Ana. Da. Ne putem da jos? Da. Bine, da. Dați-vă jos. Mă scuzați, am și eu o problemă. Am cam tușit în fața dumneavoastră, adică. Na. Aoleu, domnul medic, ați venit și dumneavoastră. E pe cam toți ordine de pe aici, domnul medic. Totul este bine, nu contează. Vreau să-mi arătați unde este camera dumneavoastră. Cam pe aici, urmați-mă dacă vă rog frumos. Bine. Normal și acolo în living ar fi ok, numai, na, nu știu, în caz de Vreau chestia asta. să văd camera dumneavoastră pentru că acolo veți sta Stați că practic mereu. am uitat, mă, cam doare cap, adică. Cam aici, domnul medic. Așa. Uitați-vă, deci vreau să vă așezați pe pat pentru că vom avea o discuție serioasă despre acest caz. Aoleu, tavanul! Mi-am făcut casa asta ca și. Domnul medic. Da. Mi-e cam rău, domnul medic. Ah. Totul va fi bine, ascultați-mă. Sunteți aici? Sunteți conștient? Da. Domnule, domnule, puteți să vă culcați pe pat. Voi vorbi eu aici. Da, domnul medic, că mă cam. Deci, ascultați-mă atent. Deci, urmează să vă ofer 14 injecții cu antibiotic pentru împotriva, adică coronavirusului. Acestui virus este un virus neplăcut, dar știu asta. Știu că poate vă simțiți special într-un fel negativ că l-ați contractat, dar totul va fi bine, nu vă faceți griji. Mai bine nu vineam acasă decât sau poate îl E dădeam. ok, Păi casa bine. va fi dezinfectată. Totul Bine, va am și eu o fi bine. întrebare. După ce plec Da, înapoi, pot să bine. dau un judecată pe patronul meu sau? Nu
Și așa vă ocupați dumneavoastră tot ce Da, bine, ține se poate de sau... afacerile, tot ce ține de afacerile externe, vă apropiați de Ministerul Afacerilor Externe. Eu lucrez în Ministerul Afacerilor Interne. Cred că îl voi da în judecată, adică... Nu, asta nu se poate până la urmă, adică eu trebuie să stau forțat în concediu meu și... Na. E un pic am ciudat. Bine, deci uitați-vă, acestea sunt 14 injecții timp de 7 zile, de 2 ori pe zi, una dimineața, una seara. Deci acum pot lua una sau... Puteți să vă luați una în caz de aveți nevoie, în caz de aveți, nu vă simțiți bine. Și urmează să vă dau paracetamolul împotriva durerilor de cap. Bine, domnul, gata. Deci atunci cam o lună trebuie să stau în casă, după cum am înțeles, nu? Da, practic da. Aoleu, câte mi-ai dat Va aici. trebui să stați. Da, asta este practic tratamentul pe care îl veți suferi, dar să sperăm că totul va fi bine și în caz de aveți Îmi puteți da o necesitatea. foi în caz de uit de câte ori trebuie să iau pastilele pe zi, adică... Da, o secundă, vă dau imediat o foaie. Iată, poftim. Foaia. Gata, Așa. domnule. Da. Deci, casa va fi dezinfectată. Vă rog să vă păstrați calmul pe tot perioada tratamentului și Da, să da, da. stați cât mai mult la pat. Consumați cât mai multe lichide calde pentru a vă îmbunătăți imunitatea. Măi, am cumpărat un ceai de la un turcalet. Așa să vezi ce bun e. Pui, ui. No, dar e și cald, deci cald se bea, nu. Oricum, consumați cât mai multe fructe și legume pentru a vă lua doza de vitamine zilnic. Păi am acolo, ia uite, niște mandarine, un alta, în față. În Ah. orice caz, totul va fi bine. Nu vă faceți griji, totul va fi bine. Da, atunci trebuie să mă duc să mă schimb, să-mi iau hainele de casă. Vă mulțumesc, domnul medic, sper să nu Da. aveți și dumneavoastră ceva, că din greșeală am tușit și pe dumneavoastră. Eu sunt bine, nu vă faceți griji, corespund normelor de siguranță și de igienă împotriva acestor tipuri de virus. Bine, domnul medic. Deci, Corect, bine. băieți... Deci vă urez o zi frumoasă și sănătate, să vă însănătoșiți cât mai rapid. În caz de aveți nevoie, mă contactați sau încercați să veniți la spital dacă puteți. Dacă Bine. nu vă simțiți bine, atunci mă contactați. Bine. Vă mulțumesc frumos. La Bine, o zi revedere. frumoasă, la revedere. Sper că ați găsit cheia sau pe ăsta ca să puteți ieși, știi? Da, o să Da, reușesc se să ies trage, se repede. trage ea după tine, deci nu trebuie să fie Da, electrică. bine, bine. Nicio problemă. Frumoasă casă. Da, mersi frumos, adică Bine. am muncit pentru ea. Da. Bine, deci sănătate, o zi frumoasă. Mulțumesc, Ne la asemenea. Deci, băi, băieți, eu sunt cu virusul, adică... Na, n-avem ce face, eu sunt cu virusul, trebuie să stau o lună în casă. Asta e. Deci dacă ți-a plăcut acest roleplay, te invit călduros să apeși pe butonul de like și subscribe pentru a fi la curent cu ceea ce facem. Pa, pa!